În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne, amin. Din viețile Sfinților, luna ianuarie, ziua 8-a, viața cu vios Sfinților Iulian și Vasilisa, partea 3-a. Sfântul Iulian a răspuns, ajutorul tău nu-mi trebuie, nici de la împărații tăi nu cer să fiu liber. Și de aceasta mă rog Dumnezeului meu, Iisus Hristos, ca pe mine împreună cu acel mielușel născut din pântece de lup și pe toți cei ce vor crede, după împlinirea muceniciei mele, să ne rânduiască în numele celor aleși de El. Însă iată că stă înaintea ta cel născut trupește de tine. Iar acum căzând cu mine în Hristos, este născut duhovnicește. El are câțiva ani de vârstă, singur să-ți răspundă. Singur să caute spre lacrimile cele de maică și spre pieptul care l-a hrănit, de singur să vă miluiască. La aceasta cinstitul și bine înțelegătorul copil a zis, din ghimb se naște trandafirul și nu-și pierde mirosul, dar nici ghimpele care a născut trandafirul nu-și pierde țepii cei ascuțiți. Deci voi, părinții mei, precum v-ați obișnuit cu muncirea voastră ca spinul, să împungeți pe cei nevinovați, lăsați-mă pe mine ca pe un trandafir, să dau o bună mirasmă celor ce cred, aceea să se supună vouă, celor care sunt gata să piară, iar mie să-mi urmeze cei ce se tânguiesc, ce se tânguiesc să treacă din întuneric la lumină. Eu, pentru Domnul meu Iisus Hristos, mă lepă de voi, părinții mei, părinților, iar pentru necinstirea zeilor, pe Fiul vostru, cu munci să-L chinuiți, căci prin moartea cea vremelnică caută veșnica viață. Nu pot să vă fiu bun, iar mie însumi rău. Nici dragostea voastră n-o voi cinsti mai mult decât bunurile cele veșnice. Pentru ce zăbovești, Tată, ca un necădincios și împietrit născător, iar nu ca adevăratul Avram, ia-ți sabia și adu-mă jertfă lui Hristos, pe mine, fiul tău, iar dacă te biruiești de cireasca dragoste părintească și nu poți să faci aceasta, apoi trimite-mă la un mai cumplit săpunitor și chinuitor ca să pătimesc și eu pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt deșarte tânguirile voastre și zadarnice lacrimile, că nu pot să mă despartă de la mărturisirea mea. Auzind aceasta, Egemonul a poruncit să-i aducă pe amândoi într-o închisoare, necurată și foarte întunecoasă, dar intrând de ei, întunericul s-a schimbat în lumină și mirosul cel rău în bună mireasmă. Acest lucru, văzându-l 20 de osași, au crezut în Hristos. De vreme ce fericitul Iulian nu era presbiter și nu era cine să boteze pe cei ce crezuseră, era mâhnit de aceasta, însă Dumnezeu care face voia celor ce semn de el, a trimis un presbiter în acest chip. Era în cetatea aceea un bărbat cinstit și mai întâi între cetățeni, pe care împărații Diocletian și Maximian îl cinstau și îl iubeau mult, pentru că era de neamul împăratului de mai înainte al Romei, anume Carin, 283-285, și acel bărbat era creștin, precum și femeia și copiii săi. Murind el și femeia lui în dreapta credință, creștinească, au rămas după dânsii 7 fii, tineri de ani și bătrâni cu înțelepciunea, pe aceea miluindu-i împărații pentru părinții lor, le-a poruncit să rămână în credința lor și fără temere să laude pe Hristos. Acei copii aveau cu dânsii un presbiter anume Antonie, care le săvârșea Sfintele Taine. Acestora li s-a făcut descoperire de la Dumnezeu, ca împreună cu presbiterul să se ducă în temniță, să cinciteze pe Iulian și pe Celsius. Ducându-se ei noaptea, îngerul mergea înainte, care dacă s-a atins de ușile temniței, îndată s-au deschis și intrând au sărutat pe sfinții cei legați și se rugau împreună lui Dumnezeu, apoi presbiterul a botezat pe fericitul tânăr Celsius, fiul Gemonului și pe cei 20 de ostași. Cei 7 frați, vorbind cu Sfântul Iulian și cu Celsius, s-au aprins cu râvnă să pătimească împreună cu dânsii pentru Hristos și nu vreau să iasă din temniță ca să se întoarcă la casa lor.
Înștiințându-se de aceasta, Egemonul s-a mirat foarte că aceia cărora li se dăduse libertate de la împărat să rămână în credința creștinească, acum doresc de bună voie lanțurile și chinuirea. Deci, aducându-se înaintea sa, îi îndemna mult să se ducă la casa lor și să-L cinstească pe Hristos, cum voiesc, de vreme ce așa sunt miluiți de împărat. Ei însă doreau lanțurile și temința mai mult decât libertatea, zicând, este nevrednic aul de coroana împărătească. Dacă nu va fi mai întâi lămurit și curățat în foc, așa nici noi nu suntem vrednici de Hristos al nostru, dacă credința noastră către El nu va fi lămurită ca aurul. Este oropsit pe omul care se împodobește numai cu frunzele, iar roade nu aduce. Așa și noi nu vom fi plăcuți lui Hristos al nostru, de nu ne vom aduce roadele cele frumoase ale credinței noastre. Deci, Ghemonul a poruncit să fie după voia lor până ce va înșința pe împărat despre dânsii. Întorcându-se de Ighemon, acești fericiți tineri au mers nu la casa lor, ci în temniță, la Sfântul Iulian și Celcius și la cei 20 de osași, având cu ei și pe presbiterul Antonie. Ighemonul a trimis la împărat înștiințându-l despre Iulian, despre fiul său duhovnicesc Celcius, despre ostași și despre cei 7 frați. A luat de grabă răspuns ca toți de vor persista în nesupunere să fie arși în foc, iar dacă prin vrăjile lor nu se vor vătăma de foc, apoi să-i omoare prin chinuri, cum va ști mai bine. Egemonul, luând poruncă de la împărat, a poruncit să pregătească divanul în mijlocul cetății și, stând înaintea poporului, a pus de față pe Sfântul Iulian cu toți cei din prună cu el, pe Celcius, pe cei 7 frați, pe presbiterul lor și pe cei 20 de ostași, apoi a început a îndemna prin cuvinte la închinarea de idoli, arătându-le împărătească poruncă, adusă spre pierderea lor, de nu se vor supune. Aceia răspunseră cu îndrăzneală împotrivă, spunând că s-a pregătit de la împăratul ceresc pierzarea veșnică închinătorilor la idoli, dacă vor fi fără pocăință. Fiind lungă cercetarea prin cuvinte, de amândouă părțile, în acea vreme, din întâmplare duceau pe lângă divanul mort din cetate la îngropare. Pe acesta, văzându-l, Ghemonul a poruncit să-l ducă înaintea sa și să-l pună în mijloc. Acesta, făcându-se, poporul se mira, nepricepându-se ce dorește Ghemonul să facă cu mortul acela. Apoi Ghemonul a zis către Sfântul Iulian, spuneți voi că învățătorul vostru Hristos, mai înainte de răstignirea sa, învia pe cei morți, deci va fi arătat că este adevărat Dumnezeu, dacă voi, ca și învățătorul vostru, veți învia pe mortul acesta. Sfântul Iulian răspunse, ce folosește celui orb când îi se spune că se înalță soarele? Ighemonul a zis, lasă acum basmele tale și dacă ești tu puternic sau Dumnezeul tău, spală pe mortul acesta. Sfântul Iulian a răspuns, deși nevrednică este păgânătatea voastră de o minune ca aceasta, dar fiindcă de la Domnul este vremea ca să se arate dumnezească lui putere și ca să nu socotiți că aceasta este cu neputință la Dumnezeu, veți vedea îndată, pentru că nădăjduiesc spre Dumnezeul meu, că toate câte vă cere de la El, cu credință îmi va da și mă va arăta nerușinată înaintea voastră. Zicând aceasta, Sfântul Iulian și-a ridicat ochii și inima la cer, rugându-se în auzul tuturor, iar fața lui s-a luminat în rugăciune zicând, Doamne Iisuse Hristoase, adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, care te-ai născut înainte de veci, iar la primirea vremii ai luat trupul din preacurata Fecioară, mai presus de fire. Caută acum din înălțimea cerescului, cerului, ca să rușinezi pe frâșmașii tăi, iar cei ce cred în tine să se întărească. Ascultă-mă în ceasul acesta din cerul cel sfânt al tău și scoală pe mortul acesta, ca cei ce viețuiesc în trup să nu moară cu sufletul, iar cei ce au sufletul mort să învieze, văzând puterea ta cea mare. Așa s-a rugat ca la un ceas. Apoi, întorcându-se, a zis către cel mort, ție-ți grăiesc, pământ uscat, în numele celui ce a înviat pe Lazar de 4 zile, scoală-te și stai pe picioarele tale. Sfântul, zicând aceasta, îndată s-a ridicat mortul și a stat încât poporul s-a spământat de aceasta. Cel înviat a strigat cu mare glas zicând,
O, ce bine sunt primite rugăciunile robului lui Dumnezeu. O, pe toate fecioria și lui cea neprihănită. Pentru că unde eram, eu a dus și acum m-am întors. Marcian, ghemonul, privea spre acela cu tot din adinsul și se mira foarte mult, dar nu cunoștea puterea lui Hristos, fiind orbit de diavolul, pentru că zicea că minunea este o putere a meșteșugului farmecelor. Așa cred că este și cu cei din lume care sunt orbiți de patimi, chiar dacă ar învia un mort, nu vor crede. Apoi, batjocorind pe cel înviat, întreba: De unde te-ai întors? El a început a spune cu deamănuntul zicând: Am fost dus de un fel de arapi, a căror mărime era ca de uriaș, cu vederea înfricoșată, ochii ca un cuptor întunecat, dinții ca de leu, unghiile ca de vulturi, care nu aveau nicio milă. Aceia, bucurându-se, mă trăgeau în iad și, fiind aproape de groapa pastiei, aceia arapi așteptau să mă, să, și nu mă aruncau până ce trupul meu se va da pământului din care s-a luat. Și iată, deodată s-a clătinat iadul și s-a auzit un glas de sus, de la scaunul lui Dumnezeu: Pentru Iulian, iubitul meu, să se întoarcă sufletul înapoi în trup. Atunci, îndată, au venit doi îngeri în haine albe și, luându-mă din ghearele diavolilor, m-au întors în lumea aceasta, prin Sfântul acesta care m-a înviat, ca astfel, după moarte, să cunosc pe Dumnezeul acela care, fiind viu, de care când eram viu mă lepădam. Acestea, auzindu-le, ghemonul s-a tulburat și nu știa ce să facă, și ca să nu facă gâlceavă în popor, a poruncit ca să ducă pe Sfântul Iulian și pe ceilalți sfinți în temniță, a cărei ușă a pecetluit-o cu inelul său. Acolo, Sfântul Iulian a poruncit Sfântului Antonie, prezbiterul, ca să boteze pe cel înviat și l-a numit Anastasie, care se tălcuiește înviat. A doua zi, Marcianii, ghemonul a poruncit să gătească 31 de polobace de smoală, numai după numărul sfinților ucenici, să aibă smoală și pucioasă, apoi să adune mulțime de lemne și de vrascuri spre arderea sfinților. Toate acestea fiind gata, ducea pe sfinții în temniță, legați deosebit, iar Iulian cu Celsius erau legați într-un lanț. Atunci plângeau mulți că se dădeau morții niște tineri atât de frumoși. Sfântul Iulian zicea către dânsul: Să nu opriți aurul ca să treacă pe foc și să fie curat. Egemonul nu a voie să privească la arderea fiului său, de care însă îi se rupea inima, de aceea a lăsat pe sluga sa ca să săvârșească porunca părintească, iar el s-a dus mâhnit. Deci fiecare dintre sfinți a fost băgat în bocul cu smoală pregătit și împresurându-i pe toți cu lemne, cu călci și cu vascuri, le-au dat foc, încât se suia în sus văpaia ca la 30 de coți, iar sfinții în mijlocul focului cântau și lăudau pe Dumnezeu. Arzând polobacele și toată materia cea aprinsă, sfinții s-au văzut vii, întregi și nevătămați și veseli la față, lucrul de care toți s-au mirat. Apoi au înștiințat despre aceasta pe Ighemon și, îndată cu siguranță, a mers ca să vadă de este adevărat și, văzând minunea, a rămas uimit. Sfârșit și lui Dumnezeu.